Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. Numele meu este Ristea și vă vorbesc în calitate de instalator. Astăzi, în localitatea Nojorit, județul Bihor, unde cu mânuțele astea două am mai realizat o instalație nouă. Așadar, este vorba de o casă de locuit pe un singur nivel, având suprafața totală de 97 de metri pătrați utili. Haideți să mergem înăuntru să vă arăt ceea ce am realizat aici. Hopa, hopa, voi închide ușa să nu mai intre nimeni, să fim doar noi. Nu am niciun secret față de nimeni, cu atât mai mult nici față de voi. Vom începe cu camera tehnică care se află exact aici în spatele meu și este o cameră tehnică tocmai potrivită pentru o pompă de căldură aer-apă cu o unitate internă hidrotank cu boiler încorporat. Tot aici am instalat și distribuitorul de încălzire prin pardoseală, fiind un distribuitor cu 13 circuite și cel de apă rece și caldă, deoarece am realizat aici și instalația sanitară. Instalația sanitară a fost realizată cu țeavă multistrat, izolată dintr-o bucată. De aici pleacă la fiecare obiect sanitar separat apa rece și apa caldă, singurele îmbinări fiind aici și la coturile cu talpă pentru baterii în perete. Acolo am folosit fittinguri prin sertizare. Voi pune capacul. Aici avem distribuitorul de încălzire prin pardoseală, după cum spuneam, 13 circuite, jos avem turul, sus returul, debit metre, dezaeratoare automate, robinet de golire și robineți tur și retur cu termometru. Țevile de legătură între distribuitor și pompa de căldură sunt din cupru, având diametrul de 35 de mm. Da? Am folosit fittinguri prin lipire, iar la toate devierile de traseu am folosit doar curbe, care sunt foarte importante, mai ales atunci când avem pompă de căldură. Deci cine cunoaște hidraulică știe care este diferența între curbe și coturi. Este foarte, foarte important. Am folosit curbe prin lipire, deoarece sunt mai economice ca și preț decât cele prin sertizare. Dacă o curbă prin lipire costă 35 de lei, cea prin sertizare se duce undeva la 100-110 lei. Deci așadar mă gândesc și la bănuții dumneavoastră. Aici avem turul și returul, singurul cot în toată instalația, deoarece va fi eliminat, s-a pus aici doar de probă. Avem 6 bari în instalația termică și 6 bari în instalația sanitară. Cea termică va fi lăsată la 4 bar pentru turnarea șapei. Dacă tot sunt aici, vreau să vă arăt cum este o lipitură realizată de mine. Deci cam așa ceva. Te rog, arată și în spate. Arată peste tot. Deci așa trebuie să arate o lipitură. Da? Pentru a face astfel de lipituri și astfel de instalații nu este nevoie să ai două facultăți. Nici măcar bacul nu trebuie să-l iei cu 10, este nevoie de determinare, este nevoie să ai o poveste, să crezi în povestea ta și povestea ta ar trebui să sune cam așa: vreau să fiu mai responsabil, vreau să fac lucrurile tot mai bune în fiecare zi, ca atunci când se va sfârși totul să pot să țin cupa în mână cu mândrie. Așadar, eu zic că merită cei care apelează la noi să le oferim mai multă responsabilitate în ceea ce înseamnă prestarea de servicii. Deci, aici avem camera tehnică, vom intra în bucătărie.
Locul în care îmi place mie cel mai mult, pentru că aici se gătește. Aici avem două circuite de încălzire prin pardoseală, iar acolo va fi instalat spălătorul de bucătărie. Da? Apă rece, apă caldă, canalizare, țeavă de 50. Mergem mai departe. Voi intra în baia de servici, să scăpăm de ea. Este o baie cu intrare din hol, un semi-hol, da? Unde avem un lavoar, apă rece, caldă și canalizare, o zonă de duș, unde va fi instalată o baterie de duș, rigolă de duș, aici se va fixa un perete din sticlă și nelipsitul cadru sau nelipsitele cadre încastrate din toate proiectele mele și șantierele mele de la Grohe Rapido SL, preferatele mele, vi le recomand și vouă și vă recomand și modelele noi, SLX-ul de la Grohe, deoarece este un pic de diferență și în ceea ce înseamnă izolație și mai multe avantaje. Aici am realizat ventilația pentru instalația de canalizare, este scoasă afară, beneficiarul urmează să o ducă unde dorește el pe subizolație în sus, pentru a nu extrage apa din sifonul de duș. Deci WC-ul elimină o cantitate foarte mare de apă dintr-o dată și riscăm să ne scoată apa din sifonări, din sifoanele lavoarelor, dușurilor și așa mai departe, cădițe sau ce aveți dumneavoastră în casă și vom avea mirosuri urâte în casă. Nici nu vreau să mă gândesc. Deci să nu vă lipsească aceste ventilații la canalizare. Aici avem livingul, 4 circuite, da? Cam așa arată, după cum se poate vedea, o instalație realizată exact așa cum v-am obișnuit, adică o execuție corectă și de calitate. Pentru realizarea sistemului de încălzire prin pardoseală am folosit țeavă de tip PXA, având diametrul de 17 mm, brandul Romstal, o țeavă care este foarte bună, vă recomand și vouă să o folosiți, este și un pic mai economică ca și preț. Izolația folosită este roll attacker de 25 de mm EPS 100, pe sub care am mai fixat încă un polistiren, prin care am venit cu circuitele de încălzire prin pardoseală pentru camera 1, camera 2, birou și baia mare, baia mai mare, nu orașul baia mare, deoarece nu am dorit să ocup din spațiul de încălzire al livingului cu cele 12 țevi tur-retur care asigurau agentul termic pentru zonele menționate sau spațiile menționate mai înainte. Deci ocupam undeva la 1,20 m din living și în același timp mă foloseam de temperatura agentului termic care era nevoie să asigure căldura pentru spațiile menționate în încălzirea livingului. Așadar, am venit cu ele pe sub, vă voi atașa și poză și vom intra în prima cameră și te rog să ții aici. Aici avem două țevi de tur, două țevi de retur care sunt izolate cu izolație elastomer de 13 mm cu care am venit prin primul strat de polistiren până la aceste spații, la fiecare separat. Da? Aici avem două circuite în această cameră. Acum vom merge în camera alăturată, camera numărul 2, să-i zicem așa. Și aici două circuite, te rog frumos să ții și aici, să se vadă. Am venit la fel cu țevile, da? Tot două circuite de încălzire prin pardoseală. Așa arată. Aceeași distanță față de perete. Voi fixați-le în perete, cum doriți voi. Eu o să le realizez tot așa. Nu are rost să mai pierd timpul cu voi, pentru că nu veți înțelege niciodată. Probabil nu știți la ce distanță este punctul de rupere a șapei. Mă refer la o șapă flotantă. Aici avem un birou. Ține-te rog și aici. Da? La fel, tur-retur. Un singur circuit de încălzire prin pardoseală, deoarece este un spațiu de o dimensiune mai mică și nu necesita două circuite. Da? Mergem mai departe. În baie. În baia mai mare, unde avem un singur circuit de încălzire prin pardoseală și te rog să dai și aici. Aici avem o mașină de spălat rufe,
alimentarea cu apă rece și sifonul încastrat, da? Văd foarte mulți, aruncați acolo un cot și să se descurce care cum o vrea. Acest sifon îl folosesc de foarte mult timp, are o gardă antimiros, o plăcuță foarte frumoasă care vine aplicată peste finisaje, iar prin acest dop se poate curăța dacă accidental ajung acolo mizerii. Da? Un lavoar, încă un cadru de WC-ul de la Grohe, o zonă cu cadă, da? Aici va fi instalată bateria de la cadă, iar aici ventilația pentru sistemul de canalizare, care asigură canalizarea pentru această baie, deoarece ele ies separat și am fost nevoiți să facem la ambele. Aici am fixat, am conectat această ventilație după cadă, deoarece și cada deversează o cantitate foarte mare de apă dintr-o dată sau pe un timp mai lung și să nu scoată din celelalte obiecte garda, să avem mirosuri. Cam asta este instalația realizată aici. Dacă dorești, poți să distribui, să vadă și prietenii tăi sau cei care doresc să-și facă instalații de genul. Iar dacă îți dorești o instalație realizată de mine, mă poți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60. Până data viitoare să avem instalații reușite!